Salut lume, mă numesc Sabin de la InfoPC HiQ. Astăzi am să vă prezint o metodă foarte simplă de a utiliza Windows 95 pe telefon, însă o metodă foarte simplă și foarte scurtă. Haideți să începem. Mai întâi va trebui să înțămânți un browser. Eu voi folosi Google Chrome. Voi puteți folosi orice browser. Vom scrie 4 shared. Bun. Vom intra pe el. Aici la search file vom scrie limbo PC emulator. Aceasta este versiunea mai nou cunoscută, 0.9.9, însă una dintre cele mai bune și folosite este 0.9.8. Versiunea 0.9.9 va încărca foarte mult procesor și de aceea vă recomand această versiune. Există o singură versiune pe care o vom găsi. O vom descărca. Vom apăsa pe acest mic butonaș download. Așa, o dată pe free download. Bine, dumneavoastră o să vă apare să vă logați cu ceva, cu contul de Google Plus, cu Facebook-ul sau cu adresa de Yahoo Messenger. Dumneavoastră să vă descurcați cum veți face. Presupun că la acest pas vă descurcați. Însă eu sunt deja logat. Bun. Bun. Acum, următorul pas care îl vom face. Va trebui să descărcați o anumită Windows-ul 95 cu formatul de hard disk propriu. Eu să vă las un link în descriere. Bun. Ce vom face acum? Vom conecta telefonul prin USB. Sau prin, cum doriți dumneavoastră, prin Bluetooth. Bun. Eu mi-am făcut deja un folder în telefonul meu. Voi copia Windows-ul 95. Bine, este într-un alt folder băgat. Bun. Mă vom lua și emulatorul nostru. Bine, nu știu ce se numește emulator, pentru că este Windows-ul în sine 100%. Nu sunt comentarii, fiindcă acela este. Bun. Acum, să vă spun foarte simplu, bine ați venit în telefonul meu. Bun. Vom intra în File Manager. Foarte simplu. Sau File Explorer, depinde de ce aveți. Am uitat să dau eject la... Așa. Și share. Stați un pic că trebuie să deconectez. De la... Așa. Bun. Căutăm din nou un file explorer, memorie internă sau card SD și căutăm pe aici folderul care l-am făcut, al meu se numește Windows. Sau Windows Android. Vom instala propriul nostru emulator pe care l-am pus. Instalăm. Bun. Stați un pic să măresc imaginea. Așa. Sper că se vede destul de bine. Voi lucra și așa.
nu vom aștepta un pic să se instaleze programul, pentru că aceea practic n-a fost chiar o instalare, a fost cam prea scurtă. Se va instala, adică practic ordinea de butare. Bun, acum mai merge pe butonul Open, New, și scriem și noi aici orice numele de aici. Eu voi scrie Windows 95. Acum am și ce nu merge, anumite chestii. Aici la User Interface dați pe SDL, fiindcă altfel imaginea va rula decât într-un mic colț. Cam așa aproximativ. Aici la CPU model, cel mai puternic model este Core 2 Duo. Și acest care suportă 64 bits, însă avantajul este următorul, este Core 2 Duo și sunt două procesoare și aici dacă vom pune maximul de procesori, eu am 4 și se vor face 8 procesoare, 4 ori 8 este 8 și dacă vom da exemplu pe alte așa, va rămâne 4, doar 4 procesoare. Vom obține o viteză mai mare. Acum Windows-ul 95, nu știu de ce, nu acceptă din start mai mult 228 de mega, însă apoi o puteți crește. Apoi ne vom începe aici la Hard Disk Image, ne vom începe Open. Ne vom începe Parents Directory. Vom căuta folderul nostru Windows Android, cum am pus eu, Windows for Android, nu știu ce mai... Și vom avea această extensie .image, care înseamnă pentru acest program hard disk. Însă puteți buta și anumite și așa. Acum tot ce ne mai rămâne de făcut momentan este să pornim mașinăria virtuală. Vom avea un pic de așteptat, însă nu-i nimic. Se pare că am mai înaintat un pas, vedeți, ne-a apărut acea X. Așa. Se va încărca în câteva momente. Posibil o să ne apară cu câteva driver să le instalăm. Driverele care sunt necesare. Deci, după cum am spus, acesta, uitați, este... Scuzați pentru rezoluție, însă... Bine, însă acum v-ați trebui să așteptăm un pic pentru a lua practic driverul de touch, de ca să putem utiliza. Vă cunosc că de aceea nu mi-aș nici mie mouse pe calculator, nici pe telefon. Și de aceea vom aștepta nu mai mult de un minut. Gata, a început să se miște. Așteptăm un pic. Și aici este pentru că a identificat locația. Vom da OK. Uitați, priviți. Azi că ne enervează un pic acest cursor. Dăm OK și aici. Priviți, ne-a apărut bara de start. Câteva lucruri. Nu știu pentru ce am pus în el. Este... După cum vedeți, se mișcă destul de greu cursorul de la mouse. Însă nu-i nimic, îl vom face imediat să se miște un pic mai repede. Îl vom opri cu shutting down. Deci avem două opțiuni. Shutting down să-l oprim, să-i dăm restart. După ce îi dăm restart să se duce în MS-DOS. Sau să închidem toate programurile și useri. Însă noi îl vom închide. Bun, ne apare din nou emblema.
Bom, acum putem crește memoria. Eu am maximul la memorie la telefonul meu este de 1 giga. Însă nu ne acceptă niciun giga și vom trece așa. Și vom da start. Fiindcă dacă am fi dat din start de când am pornit pentru prima oară această mașinărie, priviți că nici această memorie nu o suportă, este un pic cam prea mare. Nu-i nimic, vom face următorul pas. Vom ieși din program. Vom intra din nou. Vom scrie limbo. Dacă omul înșel, maximul de memorie pe care îl poate accepta este 512 mega. Și vom da pe 512 mega aici. Mai cu o jumătate într-un giga. Bun. Și acum ar trebui să ne meargă. Bun, ne-a apărut această fereastră. Dacă sunteți pe telefon, lăsați să pornească și veți da un restart, însă dacă puteți utiliza după calculator telefonul, prin săgețile de la tastatură, duceți-vă pe normal și dați enter. Însă, după cum am spus și adineauri, intrați în safe mod normal după ce o va lua Windows-ul automat și veți da un restart. Adică îl veți încheia și îl veți porni pentru că este cam ciurată acea funcție de repornire și se va mișca destul de greu. Eu mă voi duce pe normal direct. Acum vom avea un pic de așteptat, însă nu e o durată foarte lungă. Bun. Prin ne-a apărut cursorul de la mouse. Bun. Vom avea un pic de așteptat. Acum garantat se va mișca un pic mai repede, însă trebuie să așteptăm. Și ceea ce am uitat să vă spun este că acum trebuie să introducem practic placa de internet în caz doriți să-l folosiți și internet, să aveți pe acest Windows. Vă voi arăta imediat apoi, însă el nu le suportă pe toate de în același timp. Să le băgăm acest sistem de operare. Se pare că încă nu și-a luat toată memoria și celelalte date. Nu-i nimic, vom mai aștepta un pic. Pe această aplicație puteți lua Windows 95, 98, 2000 și nu au o instalare anume, însă dacă doriți puteți lua gen Windows XP, nu versiunea Lite care nu se instalează și este, nu prea aveți ce face cu ea. Însă pe acestea 95, 98 și 2000 puteți instala anumite aplicații. Însă ar trebui să aveți o memorie destul de mare, gen cu cel puțin 16 GB RAM. Sau 32 giga stocare. Scuzați și puteți chiar instala Windows 7, 8, 8.1 dacă duce telefonul. Voi pune o mică pauză pentru că văd că nu mi se mai încarcă cursorul de la mouse. Și nu vreau să prelungesc prea mult acest video tutorial. Și punem pauză. Bun, am revenit.
Ela com uma. Eu vou mentir de novo. Eu vou dar. E vamos dar shutting down. Yes. Vês, já se mexe com o pior. Faz a data executar. E vou começar a observar. Tá com uma saúde e esmacar um soneto. Lá por mim. Não é com a minha só duce. Vamos fazer a duce no menu principal. Essa parte é no Blom. Boot device from. Aí é no Blom. Nem pra onde vai. Network configurazione. Dați user orice a fi, neapărat. Sound card, dați aici, mai în jos, al. Și dacă nu, acum sau la alt restart, mi se va auzi sunetul de pornire. Nu stai, presupun că vă încurcă de la cursorul de la Windows-ul meu normal de sistemul de operare de pe calculator, cred că vă încurcă. Prins neapărat PC Multimedia Audio Device. Iar să-i să așteptăm un pic până când își va porni, nu știu ce, dar așa e când se introduc device-uri noi. Iar voi pune pauză din nou. Bun, am revenit. Mi-a pornit cursorul de la mouse. Vom da next. Next. Bun, acum se instalează hardware-ul. Update device. Next. Next. Presupun că s-a auzit sunetul de pornire al sistemului de operare Windows 95. Bun. Nu știu ce este această fereastră, vom închide. Și priviți, acesta este Windows-ul. Avem mai computer, puteți instala și dumneavoastră anumite aplicații pe internet. Însă nu cu cablu de date, aveți pe aici prin meniul bara de start Internet Explorer sau ceva, program. Internet Explorer. Nu știu. Stați-mi că ne-a apărut așa. Am ok. Deci ne tot apar anumite erori. Însă nu-i nimic. După cum a scris, după un anumit restart, va merge perfect Internet Explorer. Restart, adică al lui. Puteți instala anumite aplicații. Avem aici și... Avem, nu știu ce, dar avem și sistemul instalat. Și nu este o minciună chiar. Astea sunt fișierele lui.
în adevăr, adevăr. Putem iniția și în console panel. Putem schimba imaginea de fundal. Putem să punem tot felul de imagini de fundal. Uitați, avem console panel-ul. Să tot felul de chestii. Însă nu vom mai prelungi mai pentru că presupun că și dumneavoastră știți să utilizați un Windows. Deci, bye bye!